deșteptarea. Fiți atenți, am dat peste ea, totuși nu vine să crezi. Suntem așa, în 2024, mă știți că sunt fan cont bancar, sunt fan bănci, carduri și așa mai departe. Iată, un sondaj IRES pentru Asociația Română a Băncilor estimează că 4,4 milioane de români nu au cont sau nu au conturi bancare. Adică, proporțional, un sfert dintre bărbații adulți și o treime dintre femei în această țară nu au niciun fel de conturi bancare, folosesc numai cash. Același sondaj arată că jumătate dintre noi românii ne plătim facturile cu bani cash. Ceea ce am mai observat și eu, din când în când la supermarketuri sunt oameni care stau la coadă să plătească la automate. Sincer să fiu, n-am mai fost la un ghișeu, la un furnizor de utilități, de electricitate, de gaze, de telefonie, cred că de 10-15 ani, de 20 de ani, nu știu, de când folosesc internet banking. Dacă mai e cineva care se duce la coadă... Mama face la nu fel. Nu cred, se duce la ghișeu, da, da, da. La ghișeu. Și de ce? Pentru că nu și-a băgat cardul în telefon sau în tableta pe care o are și a zis că e mai are timp liber. E la pensie. Se duce la ghișeu. Da, se duce... Persoanele vârstnice au o reticență în a folosi cardul pentru plăți online, temându-se de tot ceea ce văd, de toate informațiile de la televizor, cu hackeri, cu fraude, cu nu știu ce. Oamenii nu stau să facă prea multă investigație. Da, dar e normal. E normal și mie câteodată. Mi-e frică să plătesc, că am pățit-o. Mi s-au tras 400 de euro, de dolari, în urmă cu vreo 3 ani de pe card. Cum din America. Tras? Pur și simplu am văzut că ți-a au dispărut. Da. Nu știu dacă a fost clonat neapărat, cât mi-am povestit la bancă, se întâmplă. Intri, de exemplu, pe un site să-ți iei bilete de avion și site-ul e clonat și îți ia toate datele cardului și pa la revedere. Da, pentru că a fost marja aia de timp de 2 săptămâni în care poți să depui o cerere, sunt banii blocați. Iată, dar era o tantie, o mărioară din state care a luat banii respectivi. Dar dacă te duceai la ghișeu și îți fura banii în autobuz, îi mai primeai vreodată înapoi? Asta apropo acum de încrederea pe care avem e în sistemul bancar. Dacă îți pui rău înainte, orice ți se poate întâmpla și în autobuz și nu, pe internet. Caz, e caz de furt. Se da. Fură banii. Dacă ți se fură banii dintr-un cont bancar, în imensa majoritatea cazurilor îi recuperezi, da, fără niciun fel de bătaie de cap serioasă. Dacă ți se fură banii din buzunar pe stradă, în autobuz, unde vrei tu, în imensa majoritatea cazurilor nu-i mai recuperezi da, niciodată. Fii atent, Vlad. Te duci cu 100 de lei, 200 de lei la tine, nu te duci cu toți banii de pe card. Nu, că oamenii și-au salariu în plic. Deci riscă să le fie furat salariul în ziua de salariu tot, adică nu... De fapt, sunt știrile alea cu oamenii care sprinși cu 40.000 de euro că li s-au luat din mașină, băi, sau și-au uitat plicul în parc pe bancă. Salariu în plic? Da. Nu știu câte locuri se mai dă. În general, multe cred locuri. Că e cazul unde sunt oamenii plătiți la negru. Și de cele mai multe ori sunt plătiți așa pentru că oamenii au contractat în anii 2000 foarte multe credite cu buletinul. Și toți sunt cu popriri pe conturi și îi caută băncile să le ia banii. Nu mai știu, acum am un prieten care are niște mașini de Uber și îl sună zeci de oameni să se angajeze. Așa. Și toți cer în primul rând asta, să fie plătiți cash, să n-aibă de-a face cu banca, pentru că au conturile supervizate și dacă ar intra banii acolo, le-ar fi opris bani pentru ratele neplătite. Vă amintiți că am avut un prim-ministru care acum cred că este europarlamentar, Mihai Tudose, care a spus că el nu folosește conturi bancare. Umblă numai cu cash. Da. Și sigur, umblă cu un Mercedes G-clase de 100.000 de euro. Asta am văzut și noi, probabil din economii. Păi câte 100 de lei deoparte și în timp strângi 100.000 de euro și ții G-clase. Bun. De ce preferă românii plățile numerare în loc să-și deschidă conturi bancare? 34% spun că nu au încredere în bănci. Vă reamintesc, 100.000 de euro este nivelul garantat în cazul unui faliment al vreunei bănci în această țară. Câți dintre noi avem 100.000 de euro în conturi bancare care stau acolo și așteaptă ceva? Asta apropo de încrederea în bănci. 0372069599, numărul nostru de telefon și mesaje pe WhatsApp, mesaje audio, desigur, știți, 0728 3D1 3D2. În primul rând aș vrea să știu dacă mai e cineva pe recepție care primește salariu cash. De salariu în plic și de ce? De ce salariu în plic? 2. Card sau nu? De ce da? De ce nu? Așteptăm să ne motivați, să ne explicați într-o parte și în alta. 0372069599. Dacă mai primiți banii cash în plic, dacă mai plătiți cu cash, spuneți-ne și nouă de ce faceți asta. De ce nu vă convine să folosiți un cont bancar, un card?
Și dacă aveți card, care este avantajele, care sunt avantajele și cum i-ați convinge pe cei care folosesc cash să folosească niște carduri bancare. Am primit foarte multe mesaje din care constatăm că se practică pe scară largă plata salariului minim pe care ci restul diferenței implic, dar avem și ascultători care ne atrag atenția asupra pericolelor care ne pândesc la tot pasul atunci când avem card. Dacian ne spune că orice tranzacție de pe card se transmite în mai multe locuri, astfel că vor afla toți ce cumpe. Când și de unde? Devii transparent și țintă. Banii cash sunt versatili și poți face tranzacții oricând, oriunde și în secret. Pentru tranzacțiile cash n-ai nevoie de energie electrică. Așadar, mare grijă. Da, da. Bine, în primul rând mulțumim că ne-a transmis mesajul ăsta de pe telefonul mobil, desigur, care nu poate fi urmărit nicăieri și nimeni nu știe unde ești când ai telefonul să mobil. Să cei care se tem de asta și închid aia cu locația și cred că e safe. Da. Și... sigur că da. Iar folosirea banilor cash consumă mult mai multă energie decât folosirea banilor electrici, pentru că banii cash trebuie transportați fizic, trebuie transportați cu duba, plătită securitate pentru ei și așa mai departe, numărați de mașini. Na. Hai să vedem mesaje și telefoane. Bună dimineața, Europa FM. Soția mea are un coleg care primește salariu în contul soției mele. Ok. Din cauza că are un împrumut, de fapt are mai multe împrumuturi și are poplire pe conturi. Oriunde și-ar primi salariu, ar rămâne lefter. În luna aia n-ar mai rămâne cu bani decât de pâine. Și situația asta spun că e foarte des întâlnită. Asta înseamnă că soția are trecut salariu mai mare în contract, ca să poată să primească banii aia. Că altfel primește banii în mod regulat într-un cont bancar, fără niciun fel de justificare. Ceea ce la un moment dat cred că atrage atenția fiscului. Sau nu. Sau nu. Deci dacă nu e o sumă foarte mare, nu atrage atenția nimeni. Dar eu nu înțeleg cum fac ăia care dau salariu minim pe card, firmele mă refer, și restul cash. Adică firmele de unde iau banii? Că toate firmele fac plăți. Hai că pui prea multe întrebări și ne superi ascultătorii. Da, telefoane. Suntem pe ia, fir. Apasă. Hai. Nu știm că nu merge instrumentul aici. Cu cine nu știi. Bună cine dimineața. Bună dimineața. Bună, Silviu. Bună dimineața, băieți, bine ați revenit. Salut, Silviu. Te rog, da. Silviu. Da, soția primește banii, salariul primește cash, ceea ce e și un lucru bun. Poți să întreb în ce domeniu lucrează? Da, este frizerită și patroana ei, na, mai, da, okay. mai știți cum da. Deci sunt, e plătită practic din bacșișurile pe care le lasă clienții în general, nu? Nu, ea e, nu, e plătită la comision din cât lucrează în luna respectivă. Adică dacă are un, nu știu, un procent din cât face în luna respectivă, atâta primește ea salariu și primește deci cash. Cash. Și tu? Poate să-i dea salariu fix. Eu primesc salariu pe card, ceea ce... De când primesc salariul pe care am urât lucrul ăsta, că nu mai închis și în buzunar. Și cred că Luca este de aceeași părere, ca parcă el e cu cash în buzunar. Trebuie să ai obligatoriu și niște cash în buzunar. Eu dacă n-am 2, 3, 400 la mine, nu mă simt om. Da, mulțumim, Silviu, pentru mesaj. Să știi că avem un mesaj, adică sunt mai multe. Dar unul dintre ele mi-a tras atenție. E cineva din Elveția care spune că el primește salariul pe card, dar se duce și scoate că îi place cum miroase cash. Da, da, da. Mirosul banilor. Deșteptarea